Aș vrea să înțelegem ce înseamnă să fii păgân. Și dacă mă veți întreba ce treabă avem noi cu păgânii astăzi, aș avea curajul să spun că nu vom înțelege harul lui Dumnezeu prin care ne-a chemat să fim ceea ce suntem, decât dacă vom afla de unde ne-a scos Dumnezeu. Ce înseamnă să fii păgân? La poarta grădinii Edenului, în momentul în care Dumnezeu îl lua de mână pe Adam și pe Eva și scotea afară din casa lor, într-un gest dureros de dare afară, acolo la poarta lor, l-a ieșit din curte afară, Mântuitorul i-a oprit, a chemat un miel la el, i-a spus lui Adam să-l omoare. Nu știu cum a făcut-o. Cuțit n-avea, săcure n-avea, nu știu cum a făcut-o. Și în felul ăsta Adam a văzut pentru prima dată ce-i moartea. Trebuie să fi fost un moment extrem de traumatic pentru el. Nici nu-mi imaginez cum, după momentul traumatic al scoaterii afară, a putut să suporte cel de-al doilea moment traumatic al uciderii unui animal, ca să afle ce este moartă. Mântuitorul l-a învățat să facă un altar. Și jertfa lui Adam a fost mistuită de focul sacru ce era atunci la îndemâna acelei întâlniri, pentru că era și Iisus Hristos acolo și Adam. A rămas ca tradiție în neamul omenesc jertfa. A rămas ca tradiție. Și când mă uit în tradiție, observ un lucru. Că la început Adam a înțeles jertfa într-o durere imensă și Mântuitorul i-a spus, știi, asta este ceea ce mi-ai făcut tu mie. Pentru că eu sunt mielul junghiat. Și ar fi trebuit să rămână ideea, de fiecare dată când un om lua un animal și l-aducea jertfă, ar fi trebuit să rămână această lecție, și anume, acel moment traumatic în care omul realizează încă o dată ce i-a făcut el lui Dumnezeu. Generația a doua însă, Cain, începe păgânismul. Și Cain, în momentul în care vrea să aducă jertfă, el scoate din ideea de jertfă mielul ucis. Și pune acolo tot ceea ce are el într-o jertfă de mulțumire. Și metaforic, dacă vreți, alegoric, el spune cam așa: Doamne, eu doar îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru tine, pentru mine, dar eu n-am nevoie ca tu să mori pentru mine. N-am nevoie de asta. Înțelegeți? Din momentul acela, păgânismul s-a instalat cu următoarea idee, și anume, orice religie care se naște în interiorul păgânismului este o religie în care omul se străduiește cu puterile lui să rezolve orice. Dar în păgânism omul nu primește nimic de la Dumnezeu. Înțelegeți? În păgânism omul nu primește nimic de la Dumnezeu. Din cauza asta, în păgânism, între om și Dumnezeu este o înțelegere, dar o înțelegere de tip armistițiu. Adică nu ne mai luptăm.
Ok, am pus armele jos, dar nici prieteni nu suntem. Nu există ideea de har în păgânism. Adică nu există ideea de dar în păgânism. Un om păgân, oricât de înalt ar fi din punct de vedere intelectual, oricât de filozof, el nu este atins în inima lui de un Dumnezeu care îi dă tot. Și atunci păgânismul este acel om auster, împietrit, dur, care nu cunoaște darul, frumosul iubirii și mila. Nu, păgânismul n-a învățat niciodată mila. Sigur, există milă în oameni. Există milă nativă, dar ceea ce vreau să spun este că la nivel de educație religioasă, omul n-a primit din partea zeilor lui har. Și din cauza aceasta el nu știe să dea mai departe har. Vă puteți imagina, asta s-a întâmplat în generația a doua cu Cain, vă puteți imagina ce se întâmplă în generația a treia, a patra, a cincea, a zecea? Rog media să mă ajute să citim împreună câteva texte biblice acum. Isaia 1:13. Nu mai mi-aduceți daruri de mâncare nefolositoare, jertfe adică, da? Nu, căci mi-e scârbă de tămâie. Încă o dată, tămâia simboliza jertfa de rugăciune pe care o aduceau și în sistemele păgâne. Nu era nicio problemă. Nu vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare, pentru că nu pot să văd nelegiuirea, unită cu sărbătoarea. Ăsta a fost problema în păgânism. Ideea a fost luată de acolo, de la poarta grădinii Edenului. Numai că ideea aceasta a fost unită cu ce? Cu ce a fost unită? Nu. Cu ce a fost numită? Nu pot să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Sărbătoarea, jertfa a fost unită cu nelegiuirea. Ce înseamnă nelegiuirea? Înseamnă fără de legea sau călcarea legii lui Dumnezeu. Din punctul ăsta de vedere suntem la titlu acolo. Apar jertfele fără moralitate, apar jertfele fără ascultare. Adică, ce se întâmplă? Legea spune să nu furi. Când tu aduci jertfă fără moralitate, cum e? Tu furi și pe urmă aduci jertfă. Și în felul ăsta aduci jertfă pentru ce? De ce aduci jertfă? Nu, ca să poți fura. Așa spune Dumnezeu. Voi aduce jertfă ca să puteți păcătui. Și păcătuiți ca să aduce jertfă. E un cerc vicios. Din cauza asta cuvântul spune, fiți atenți, în cadrul acesta al păgânismului, apare jertfa fără moralitate. Și când apare jertfa fără moralitate, să știți că jertfa se degradează rapid. Înțelesul jertfei. Adică dacă la început înțelesul era, uite ce ai făcut lui Dumnezeu, în momentul în care ai păcătuit, ăsta era la înțelesul numărul 1, după ce a apărut imoralitatea, după aceea spui, am început să gândim așa, nu ne mai pasă. Nu ne mai pasă. Aducem jertfă în continuare și furăm, mințim, ne închinăm cum trebuie, facem noi ce vrem. Din ce cauză? Pentru că aducem jertfă. Și în felul ăsta jertfa a ajuns să fie suportul pentru pângărirea lui Dumnezeu. Fără de lege. Nu puteți imagina ce înseamnă să-L faci pe Iisus Hristos slujitor al păcatului tău? Adică
aduci jertfe pentru ca să poți păcătui mai departe. Ar fi vrut Dumnezeu să ne doară așa de mult fiecare păcat, cum l-a durut pe Adam momentul în care a adus jertfă primul miel. Așa ar fi vrut. După o vreme, două, trei generații, nu ne-a mai durut nimic. Am făcut prăpăd de jur împrejur. Am adus jertfă mii de animale. Pentru că am păcătuit de mii de ori. Textul al doilea. Primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn să dau eu pentru fără de legile mele, pentru întâiul meu născut, rodul trupului meu, păcatul, pentru păcatul sufletului meu? Ce-i cu treaba asta cu să dau pentru fără de legile mele, pentru întâiul meu născut? Ce-i cu asta? S-a întâmplat? Da. Sacrificiile umane devin universale. Nu e doar într-o religie, nu e doar prin un continent. De la China, Japonia, Israel, în toate culturile apar ideea sacrificiilor umane. Observați dumneavoastră unde s-a ajuns în momentul în care oamenii au început să calce legea lui Dumnezeu și au rămas cu jertfele? Ați văzut ce se întâmplă când omul a devenit omul fără de legii, dar în același timp a rămas om religios? Încă aduce jertfe. A ajuns până acolo încât astecii, la una dintre sărbătorile lor din 1487, istoria spune că au adus ca jertfă până la 80.000 de prizonieri. 80.000 de oameni. Unii spun că e prea mult. Unii spun că n-au fost decât 20.000. Vă încălzește? Haideți să înțelegem unde am ajuns. Tot istoria lor spune că pe an aduceau între 20.000 și 250.000 de sacrificii umane. Într-o singură cultură, cultura astecă, în imperiul lor. Cam asta se întâmpla. Când i-au cucerit conquistadorii spanioli, istoria consemnează. Au adus atât de multe jertfe umane că puteau să mai facă încă o armată. Astecii, pentru ca să reziste. Mă întreb încă o dată, unde ajungi când ești religios, dar fără legea lui Dumnezeu? Unde ajungi? Te duci la biserică. În Evul Mediu, pe aceeași model. În loc de jertfă, că nu se mai aducea jertfă, plăteai. Și asta era un fel de jertfă. Plăteai. Scoteai din buzunar. Și dacă dădeai 50.000 de dolari, ți se iertau păcatele tale trecute. Dacă dădeai 100.000, ți se ierta păcatele de azi. Dacă dădeai, cât să dai? Ți se ierte și păcatele viitoare. Adică, cu alte cuvinte, plătesc acum și pun la punct așa o spargere de bancă de nu se mai poate și iau din banca respectivă de 4 ori și nici păcate n-am. De ce e așa? Când a apărut corecția? Când a apărut corecția? Vă aduceți aminte pe malul râului Iordan când Ioan Botezătorul a ridicat mâna și s-a uitat prin mulțime și a zis: acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Atunci se corecta o istorie de înțelegeri greșite. În momentul acela, Scriptura încerca să corecteze toată mintea oamenilor care, iertați-mă, dar o luase razna. Nu mai înțelegeau nici ce-i păcatul, nici ce-i neprihănirea, nici ce-i urâtul, nici ce-i frumosul. Nu mai înțelegea nici ce este adevărul și nici ce este falsitatea, nu mai știa nimic. Și din momentul acela apare corectura. Fii atent, știi cine-i mielul junghiat? Și Ioan Botezătorul zice, el. Și dintr-o dată toată lumea păgână ar fi trebuit să se oprească pentru o nouă înțelegere, pentru altceva. Și dacă lucrul ăsta n-ar fi suficient, auziți ce zice Sfânta Scriptură în Apocalips. La mijloc, între scaunurile domniei și cele patru făpturi vii, între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat, avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise peste tot pământul sau în tot pământul. Scena este cerească, scena ține de revelație, scena ține de ceva care e la tronul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu. De fiecare dată când omul aducea o jertfă, trebuia să se gândească cerește. Regret atât de mult că timp de mii de ani oamenii au pierdut legătura cu cerul, n-au mai gândit cerește. De-aia au ajuns să aducă jertfe copii, să aducă jertfe oameni, să aducă jertfe fecioare, de-aia au ajuns să se omoare unii pe alții, de-aia au ajuns în cultura japoneză acele cazuri kamikaze în care oamenii își dădeau viața pentru ca să ucidă la rândul lor. Din nou, corecție. Mântuirea este aducerea la oaltă, încă o dată, a harului lui Dumnezeu și a legii, a jertfei și a moralității. Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei. Se vorbește atât de mult astăzi de această cernere și de această forță a rămășiței lui Dumnezeu, dar se vorbește mai puțin despre elementele de identitate, adică poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Vă aduceți aminte ce zicea Țuțea? Eu mă mișc între Moise și predica de pe munte. Mă mișc între lege și între har. Acolo e zona. Așa trebuie înțeleasă Scriptura. Și aici mi se spune limpede, oameni buni, oameni buni, dacă vreodată a existat o corectură în istorie care să deranjeze pe Satan enorm de mult, a fost această corectură în care jertfa lui Iisus Hristos este adusă pentru că există lege. Și există o lege duhovnicească, sfântă și bună pentru că există cruce. Și acum, după ce am vorbit puțin despre ce e păgânismul și care este planul lui Dumnezeu de corecție a păgânismului, haideți să vedem puțin rostul lui Israel. Despre el ne vom ocupa acum. Lumea vorbește pro și contra foarte mult. Unii sunt pentru Israel cu toată inima, alții sunt împotriva lui Israel cu toată inima. Steaguri flutură în stânga, steaguri flutură în dreapta, unii vor să distrugă, să-l arunce în mare, alții vor să-l țină acolo. E un măr de discordie continuu. Întrebarea mea este de ce? Ce-i cu Israel? Ce legătură are Israel cu Emanuel? Sau cu venirea lui Iisus Hristos aici? Vom vedea puțin mai târziu. Dar haideți să vedem întâi ce e Israel. De unde această teribilă animozitate? Exodul capitolul 4, 22. Dumnezeu îi vorbește lui Moise și îi spune
la început, în momentul în care poporul lui Israel începea să se formeze. De fapt, Dumnezeu îl ia din robia babiloniană, unde Israel era nimeni. Era un, robia egipteană, mulțumesc, era nimeni, era zero, era un ghetou unde fusese condamnat la moarte. Deci Israel nu exista acolo. Îl scoate din Egipt sub următoarea titulatură. Auziți, îi spune Dumnezeu lui Moise, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Vreau să înțelegeți, această formulare a stârnit toată controversa umană în jurul lui Israel până în ziua de azi. Adică e vorba de gelozie, e vorba de ură, dar de ce să fie el fiul? Din ce cauză? Ce are în plus? De ce el și nu altcineva? Și apoi a stârnit mândria în poporul Israel. Le-au zis, noi suntem fiii, noi suntem cei din tâi, noi suntem singurii. Și a început prăpastia între cei doi, neamurile și ei. Și neamurile au devenit și au îmbrățișat păgânismul datorită faptului că n-au vrut să fie împreună cu Israel. Mai târziu, profetul Isaia, în capitolul 43, vorbește despre Israel cu o reflecție asupra bisericii, dar deocamdată despre Israel în cuvintele acestea extrem de frumoase pe care dumneavoastră le știți. Nu te teme de nimic, eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu, îi spune lui Israel în primul rând. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău, eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. Are preț? Spuneți-mi, vă rog, când Egiptul, Etiopia și Saba aud lucrurile acestea, ce sentimente trăiesc? Sigur că da, este gelozie, este împotrivire, este ură, e război. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Puțin provocator, mai mult decât atât. Ce zic ceilalți care nu sunt Israel? Ce zic ceilalți? Însă, așa cum spuneți, dincolo de această evaluare la superlativ, era chemarea lui Dumnezeu pentru toată lumea ca să devină Israel. Pentru că oricine putea să devină Israel. Textul ultim se referă la toată lumea. Pentru că ai preț în ochii mei, ești prețuit și te iubesc, dar oameni pentru tine, popoare pentru viața ta. Textul acesta putea să fie aplicat la oricine. De ce a procedat Dumnezeu așa cu Israel? Care a fost planul lui Dumnezeu cu Israel? Aș vrea să mă urmăriți pentru că ceea ce urmează m-a surprins și pe mine. Haideți să citim Faptele Apostolilor, capitolul 3. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Cui spusese Dumnezeu asta? Lui Abraham. Bun. Numai Israel va fi binecuvântat în Avram? Toate neamurile. Cine putea să fie Israel? Toate neamurile. Asta e ideea. Este cea mai frumoasă făgăduință mesianică pe care o avem. Da? Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze. Cui spunea Sfântul Pavel aceste cuvinte? Le spunea evreilor. Fiți atenți că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos întâi cui? Vouă. De ce? Ca să vă întoarcă de la fără de legile voastre. Bun. Foarte interesant. Și dacă îi întoarce pe Israel, ce? Vor fi ei mântuiți. Și cu noi filistenii, și cu noi dacii, și cu noi ăștia care suntem pe partea asta altă, cu noi ce se întâmplă? Da, vă rog să observați acest cuvânt. Mai întâi. Mai întâi. Este prima etapă. Este etapa 1. Urmează etapa 2. Urmează sau nu?
Sigur că urmează etapa 2. Urmăriți puțin etapa 2. Axe de influență. Isaia 19. În aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria. Va fi drum, autostradă din Egipt, Cairo, în Asiria. Vor merge. Asirienii se vor duce în Egipt, vor coborâ, egiptenii vor urca în Asiria și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. Stai puțin! Egiptenii și asirienii? Păi egiptenii au fost primii care i-au dus în robie, asirienii au fost următorii care i-au luat în robie triburile din nord și tot acolo pe lângă Asiria, cel puțin la vremea respectivă, era și Babilonul, care i-a luat și pe cei din sud, adică pe Iuda, și i-au luat în robie. Și aici spune, nu, stai puțin, că ăștia vor fi împreună cu Israel și împreună cum se vor numi? Slujitorii Domnului? Vor sluji Domnului? Cum se numesc cei ce slujeau Domnului atunci? Se numea Israel cumva? E foarte interesant. Dumnezeu zice, Egiptul plus Israelul plus Asiria se vor numi Marele Israel. E etapa a doua? Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea unit cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare în mijlocul pământului, între ele. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, Egiptul poporului Dumnezeu? Dragii mei, uitați-vă la planul lui Dumnezeu. Ce diferit a fost planul lui Dumnezeu față de istoria noastră. Ce diferit. Așa ar fi putut să fie. Așa ar fi putut să fie. Încă o dată, Egiptul poporul meu, Asiria lucrarea mâinilor mele, și Israel, moștenirea mea. Așa ar fi putut să fie dacă, și acum ziceți dumneavoastră, dacă Israel și-ar fi făcut lucrarea. Dacă Israel ar fi intrat în planul lui Dumnezeu. Așa trebuia să fie. Uitați-vă puțin. Îmi pare rău, nu am să arăt, să mă apropii de hartă, dar probabil că puteți urmări cu mine. În partea de sud Egiptul, partea de verde închis era Imperiul Asirian în jurul anilor 824, cam în vremea în care vorbește Isaia. Când Isaia spune, Asiria e lucrarea mâinilor mele, cam așa arăta Imperiul Asirian, verdele închis. Iar între Egipt și Asiria se afla Israelul. Observați că până la urmă toată zona verde de care o vedeți aici ar fi trebuit să fie Marele Israel sau etapa a doua. Așa vrea Dumnezeu. Ați auzit de drumul mătăsii? Drumul mătăsii. Venea de unde? Venea din China, India, din partea aceea, venea încoace și trebuia să treacă pe aici, prin zona asta. Din Africa, dacă trebuiau să se miște și ei, trebuiau să treacă tot pe aici. Din Europa, dacă ar fi vrut să treacă, trebuiau să treacă tot pe aici. Dumnezeu intenționa să creeze un nod economic, cultural, religios, turistic, de transport, dacă vreți. Și exact în centrul acesta Dumnezeu intenționa să dezvolte cea mai puternică mărturie a mântuirii. Așa ar fi vrut Dumnezeu. Cum ar fi fost istoria dacă ar fi fost așa? Cum ar fi fost? S-a întâmplat? Haideți să vorbim puțin despre eșec. Da? Nu s-a întâmplat așa. Eșecul.
Cuvântul lui Dumnezeu trebuia să fie vestit întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și nu l-ați primit, spune Sfântul Apostol Pavel, din cauza aceasta și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Această frumoasă axă a cuvântului lui Dumnezeu n-a putut să se realizeze niciodată. Iar Biserica lui Iisus Hristos este chemată să reia această inițiativă în momentul în care noul Israel, rețineți, noul Israel, format din 12 apostoli care toți erau evrei, încep să facă lucrarea pe care tot Israelul timp de 1000 de ani n-a făcut-o. Și cei 12 apostoli fac această lucrare. Nu intră în etapa a doua, intră exact în etapa finală, când apostolul Pavel, împreună cu apostolii ceilalți, fac lucrarea lui Dumnezeu, trecând la acea etapă în care trebuia toată lumea să fie zguduită de pe drojdiile lor, din păgânismul lor, și să înțeleagă, dacă doreau să înțeleagă, planul lui Dumnezeu în legătură cu ființa umană. Planul lui Dumnezeu de mântuire. În Ioan 1, 10 la 11, acest moment de eșec este cuprins în cuvintele acestea. El, Iisus Hristos, era în lume. Lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. Interesantă veșnicia Domnului Iisus Hristos. Lumea toată a fost făcută de El și El era în lume. De la creațiune, în toată istoria este acolo. Dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ei săi și ai săi nu L-au primit. Eșec total. Eșec total. Putea să fie extraordinar de bine. Israel a avut toată lumina de care a avut nevoie. O jumătate de scriptură, ceea ce noi numim astăzi Vechiul Testament, le-a fost pus în mână. Le-a fost pus în mână. Au citit-o, au studiat-o. Sinedriul, aparatul lor de conducere, era format din oameni teologi care nu făceau altceva decât se educau pentru a fi în stare să-L recunoască pe Mesia. Pentru asta trăiau. Să știe profețiile și dacă cumva Mesia apare, el să fie primii care să zică El este. Unul dintre aceștia a fost Sfântul Apostol Pavel, pe vremea când era în Sinedriu numindu-se Saul. A stat în Sinedriu. A fost contemporan cu Iisus Hristos. A auzit despre Iisus Hristos. A auzit despre răstignirea lui Iisus Hristos. La facultate, avându-l profesor pe Gamaliel, au discutat despre Mesia, despre fenomenul mesianic. Au pus problema aceasta. Ar putea să fie Iisus Hristos din Nazaret Mesia? Au discutat, au dezbătut, au ajuns la concluzia că nimic bun nu este din Nazaret. Și au zis, nu se poate, este un alt înșelător. Mai târziu, Saul este în Sinedriu în momentul în care este condamnat Sfântul Ștefan. Se uită bine la Ștefan și vede ceea ce au văzut toți din Sinedriu, și anume, văd la un moment dat cum fața lui Ștefan era ca fața de înger. Se uită la el. Nu se poate să nu și pus întrebarea ce se întâmplă. Nu cumva sunt greșit. Citeam cărți inspirate. Cartea Faptelor Apostolilor spune că s-a dus la colegii săi și a întrebat ce se întâmplă dacă greșim. Și colegii lui din aceeași școală îi spun, nu se poate. Păi, dar nu ți-aduce aminte că am stabilit treaba asta, că e un înșelător și că urmașii lui sunt de asemenea înșelători? L-au convins pentru a doua oară. Supărat pe slăbiciunea care o avea, se duce la Sinedriu și spune, dați-mi puteri de
dați în scrisori de împuternicire și mă voi duce la Damasc, pentru că acolo am înțeles că au început să creadă în acest Iisus și îi pun pe toți în închisoare. Și pleacă hotărât pe drum și pe drum se întâlnește cu Iisus Hristos. Și dă Iisus Hristos cu el jos de pe cal. Și în timp ce Saul își pierde vederea datorită strălucirii, în mintea lui se ridică din nou întrebarea: Doamne, dar cine ești? Și aproape că vocea îi spune ca și lui Nicodem de altă dată: păi tu, care ești învățătorul lui Israel, tu nu știi? Și Saul se ridică de acolo și marea lui problemă din momentul acela este următoarea, așa nume: Doamne, cum am putut să nu-L văd pe Mesia? Cum am putut să nu-L văd? Cu Scriptura în mână, cu istoria pe care am cunoscut-o, pregătit pentru așa ceva și nu L-am cunoscut. Cum se poate? Ceea ce mi-a plăcut a fost faptul că, deși Iisus Hristos îi spune: Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești, și deși Pavel în momentul acela se botează și îi revine vederea, Pavel nu se oprește aici. Ia sulurile Vechiului Testament și pleacă imediat după treaba asta în Arabia. Și stă acolo cât timp? 3 ani. Și timp de 3 ani de zile nu face altceva decât mai citește odată Vechiul Testament. Pentru ce? Ca să-L caute pe Iisus în Vechiul Testament. Și pentru prima dată îl caută pe Iisus în Vechiul Testament. Și pentru prima dată descoperă că pe ochii poporului evreu era pus o mahramă care este dată la o parte în Iisus Hristos, spune el mai târziu. Când îl cauți pe Iisus Hristos în Vechiul Testament, îl găsește acolo. Și spune el: așa trebuie citit Vechiul Testament, cu Iisus Hristos în minte. Astfel încât Moise este un prototip al Domnului Iisus Hristos. Corabia salvării lui Noe este un prototip al Domnului Iisus Hristos. Sanctuarul din vechime este un prototip al Domnului Iisus Hristos. Este o nouă perspectivă pe care o are. De-ar fi citit poporul evreu Scriptura așa, vreau să vă întreb, câți păstori ar fi fost la ieslea lui Iisus Hristos? Poftiți? Câți? Poate că n-ar fi fost iesle? Poate că s-ar fi găsit o casă și pentru el? Poate că ar fi fost altfel? Poate că istoria ar fi fost cu totul altfel? Ce ziceți? Nu e așa că ar fi fost altfel? De ce întotdeauna mergem pe varianta minimă, pe cea mai neproductivă posibil? Oare de ce? Și Iisus Hristos spune: de a-ți avea credință cât un bob de muștar, toate lucrurile ar fi cu putință, toate, celui ce crede. Toate. Ați fi putut să-L primiți, ați fi putut să-L recunoașteți, ați fi putut să trăiți împreună cu El, fenomenul, realitatea Emanuel ar fi putut să aibă loc. De ce nu s-a întâmplat? Și acum repede de tot, citiți împreună cu mine. De ce? Pentru că aduceau lui Dumnezeu o slujire de formă, ca mijloc de a ajunge la doar la o măreție națională. Să ne ferească Dumnezeu de forme.
Iudeii au pierdut viața spirituală din ceremoniile lor și s-au agățat de forme moarte. Să ne ferească Dumnezeu de formele religioase, să ne ferească Dumnezeu să ne pierdem viața spirituală și să ne pierdem viața pe care o dă Iisus Hristos. S-au încrezut în sacrificii, în practici ceremoniale, în loc să se încreadă în acela spre care arătau acestea. Preoții, rabinii au mulțit cerințele de împlinire a formelor, dar cu cât acestea devedeau mai aspre, cu atât mai puțin se manifesta iubirea față de Dumnezeu. Foarte interesant. Noi până și astăzi suntem tentați să credem că aceia care sunt mai stricți în viața lor, mai aspri cu ei înșiși, sunt aceia care sunt creștini mai buni. Dar observați, nu formele definesc creștinismul și relația cu Iisus Hristos. Ei își măsurau sfințenia după mulțimea ceremoniilor lor, în timp ce inimile lor erau pline de îngânfare și ipocrizie. Când aduceau darurile de jertfă, se comportau ca niște actori într-o piesă de teatru. Vreau să te întreb, se poate ca religia noastră să fie un teatru? Actele ceremoniale pe care însuși Dumnezeu le instituise erau transformate în mijloace de a orbi mintea și de a împietri inima. Dumnezeu nu mai putea face nimic pentru om prin mijloacele acestea. Întregul sistem trebuia să fie desfințat. Și odată cu sistemul, întâietatea poporului acestuia a fost desfințată și ea. Biserica. Și cu asta voi încheia. Ia aminte spre mine, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu. Spune Dumnezeu cui? Observați Isaia 51. Cui spunea? Poporul Israel. În Fapte 17 cu versetul 29, Pavel reia această idee și spune bisericii: fiindcă suntem de neam din Dumnezeu. Și ce-i frumos acolo este transferat aici. Ce-i frumos atunci este transferat acum. Cine suntem noi? Cine sunteți voi? Neam din Dumnezeu. Aceeași onoare, aceeași valoare o pune Dumnezeu pe tine și pe mine. Teatru, forme, să ne ferească Dumnezeu. Venirea lui Iisus Hristos între noi trebuia să corecteze exact lucrul ăsta. Nașterea lui Iisus Hristos trebuia să corecteze exact această problemă. Credința n-are nimic de a face cu lucrurile care spă din afară. Credința are de-a face cu lucrurile dinăuntru și după aceea cu roadele în afară. Vă voi invita ca la momentele astea de naștere ai lui Iisus Hristos să știm că Dumnezeu te are în vedere și pe tine. El n-a fost născut și nu s-a născut atunci doar pentru alții. S-a născut pentru tine.